pus și lumină? Stai, dacă e așa, ia, mi-am gustat mult mai bine. Salut, suntem la Smiley Omul, episodul 9. Perfect, am ajuns cu chiu, cu vai la episodul 9 și până în episodul ăsta am învățat destul de multe lucruri despre vlogging, despre lumea asta, despre ce înseamnă să fii YouTuber, creator de content pe YouTube. Primele episoade le-am filmat cu telefonul, prin episodul 4 am luat și o cameră, Sony, cu asta ne filmăm acum. Arată bine, sună destul de bine, deși dacă vorbesc în partea aia, s-ar putea să nu se mai audă la fel de bine. Aici nu știu cât de bine se aude, habar n-am, nu știu, să-mi spuneți voi. Deși pentru cadrele îndepărtate, va trebui să ne luăm microfon. Da, n-avem o echipă de producție mare, practic n-avem echipă de producție, avem un cameraman care filmează dezastruos, câteodată ies și unele cadre bune și mă refer la mine când filmez eu și ce am mai învățat mă zi? Stai că știu mi s-a recomandat să filmez lucruri pe care le fac eu zi de zi, ar fi, mi s-a recomandat chiar să mă filmez în fiecare zi, că ar fi foarte interesant. Am filmat câteva zile mai mult în ziua în care am filmat clip la domnul Smiley. Concluzia este că pe Smiley Omul nu o să vedeți viața mea de artist, ci lucruri care nu au legătură cu viața artistică, viața mea artistică, viața mea profesională, dacă vreți să spun așa. Deci, îmi pare rău că v-am spus, păi ăsta e un post-scriptum. Îmi pare rău că v-am spus că în acest episod nu o să mai vedeți lucruri legate de viața mea profesională, dar acum sunt în drum spre studio și uitați-vă ce se întâmplă la mine pe Facebook. Foarte tare, sunteți pregătiți? Deci niște băieți și fete au intrat pe Facebook-ul meu și fac haos. S-au decis ei să lanseze clipul ăsta fără mine. N-au mai avut răbdare să ajung și eu la studio. Să vezi ce le fac acum că intru peste ei. Cu siguranță urmează lucruri incitante. Coming soon, this summer, Smiley Omul, bringing you action, comedy, drama. De fapt nu știu ce urmează, habar n-am. Săptămâna asta, ce-i drept, nu am avut deloc timp să filmez ceva care să-mi placă. Nu am avut timp să fac și altceva ca om. Aștept în continuare sugestiile voastre, comentariile voastre. E drept că am multe nopți de insomnii și atunci stau și citesc comentarii. Câteodată mă amuză și câteodată mă pun pe gânduri, câteodată mai și răspund. Și să vă dau niște exemple așa cu lucruri pe cu sugestii pe care le-am primit. Măi! Bun, RRR îmi recomandă. Trebuie să te apuci de gaming, așa că bagă repede niște PC-uri, PC-uri sau PC-uri și niște plăci de captură și tot ce trebuie și GTA 5 cu Smiley. Eventual, chem și o fană să-ți danseze. Să ne revenim. CSF, n-ai CSF. A, CSF, nu ai CSF. Până la urmă, e barosăneală. Bun, o să faci turul casei. Turul casei cui? Break Bones, zice așa. Văru Alin, Adrian Petrescu. Fii atent, Smarald GF. Aparent sufăr de insomnie, dar nu-i bai că a scos mai de video și am ce face acum. Din ce în ce mai multe lume la concerte îmi spun că se uită la Smiley Omul. A, te urmărim pe internet! Te urmărim pe internet! Când mai scoți un episod? Nu știu dacă o să reușesc să țin pasul ăsta, să fac un episod în fiecare săptămână, pentru că urmează niște săptămâni foarte grele și foarte ocupate, dar încerc. Emilia Pușcă, Dan Cristian.
Ce s-a întâmplat, băi, Smiley, nu mai faci bani din muzică și te-ai apucat de vlog? Până acum nu te interesa asta și de când a devenit treaba populară vă apucați toți? Păi, bine, să-ți răspund. Până în momentul de față, pe tot contentul Smiley Omu, am făcut 200 și ceva de dolari în 2 luni. Yeeey! Bogăție! Și nu-mi răspunde nimeni la ușă! Așa! Haide mă, dar n-ați avut răbdare să vin și eu! Nu, Smiley! V-am dat poză cu el, dar... Cu nu se poate așa ceva! Cu asta mică poză, ora! Care e asta mic? Mic? Asta mic! Domnul Smiley, stați un pic și cu nevastă mea, vă rog! Eu ideea asta cu făcutul episoadelor personale despre despre lucrurile normale i-am dat-o lui Soren în 2012. Din păcate ea nu s-a apucat, s-a apucat după ce m-am apucat eu. Eu n-am avut timp și în continuare n-am timp, dar încerc să o fac pentru că îmi dau seama că e o modalitate destul de ușoară să mă apropii de oamenii care mă urmăresc. E o modalitate ușoară să le dau posibilitatea oamenilor să mă cunoască exact așa cum sunt. E o modalitate ușoară de a mă exprima, e o modalitate ușoară de a le răspunde oamenilor întrebărilor și curiozităților pe care le au în legătură cu mine, dacă le au. Dacă nu le au, înseamnă că nu dau subscribe. Dragoș Udrea mă întreabă: salut, poate data viitoare te întâlnești cu Satana, Codrin Brad sau cei de la CM, Creative Monkeys, bănuiesc. Am primit multe sugestii să mă întâlnesc cu Creative Monkeys și cu Codrin Bradea. Cei drept îmi plac ambii, i-am urmărit, am văzut despre ce e vorba. Am încercat să dau de Codrin Bradea, dar nu am reușit. Dar pot să am noroc mai mult pe viitor. Sunt foarte interesat de lumea asta a gamingului, mai ales că și eu mă joc cei drept Assassin's Creed și FIFA, altceva nu mai am timp, nu prea am timp să mă joc mult, dar cred că ar fi o discuție interesantă. Vedem cum dăm de el, habar n-am, o să încercăm. Dacă o vrea să vorbească cu noi acum, mână. Iar Creative Monkeys, probabil când o să ajung la Cluj, o să merg în bărlogul lor, dacă mă primesc. Bun! Aștept sugestiile, nebuniile, comentariile și absolut tot ce vă trece prin cap să facem pe Smiley Om, cu Smiley Om. Până atunci... Până atunci, post-scriptul, stați așa! Nu uitați să dați subscribe!